Dezamăgire pentru patronii de hoteluri. Litoralul a fost mai mult gol de 1 mai. Două asociații de turism lansează cifre care, deși nu coincid, tot rău este. În cel mai bun caz au fost cu 30% mai puțin turiști decât anul trecut. Practic, sătui de aglomerație și de prețuri mari, oamenii au preferat vacanțele în Grecia și Bulgaria sau în România, dar în zone liniștite, Bucovina sau Maramureș. Turiștii fac bilanțul vacanței de la Mamaia. Cei mai dezamăgiți sunt străinii, care transmit un mesaj hotelierilor și autorităților. A little bit crowded, not many facilities, still work in construction. It was good. We liked it. The weather's been nice. Good atmosphere. Yeah. Been a few, it's my third time, so. Două federații din turism se bat în cifre. Una anunță că au fost 70.000 de turiști, cealaltă 35.000 cazați la hoteluri. Vremea nu ne-a ajutat, a plouat, pentru că în alte condiții sigur am mai fi cazat și alte camere. Au plecat cei de la 1 mai și au venit cei pentru Paște. Toată perioada cam 80% din hotel. Sejurul mediu a fost peste 4 nopți. Prețul mediu al unui sejur a fost undeva la 1100 de lei pentru o cameră dublă pentru 2 adulți. Federația Patronatelor din Turism estimează că 200.000 de oameni și-au făcut vacanța de 1 mai și de Paște în țară. Cei mai mulți în stațiunile de la munte. Ca de obicei, Brașov a fost în top. Piața Sfatului a fost unul din cele mai aglomerate locuri în această vacanță, pentru că aici sunt și Biserica Neagră, sunt foarte aproape și zonele de promenadă de sub Tâmpa, turnurile din sistemul de fortificații al Brașovului vechi, aici este Târgul de Paște și sunt și cele mai populare terase. Vizitatorii din România au fost destul de mulți. În total am avut 8.000 de vizitatori, circa 8.000, la perioada 1 mai, 6 mai. Directorii hotelurilor de la Poiana Brașov sunt mulțumiți. Am avut 80% grad ocupare. Avem o structură foarte bună a turistului casei, pentru că avem foarte mulți care revin. De ce nu? Am observat că vin și turiști străini. Au început să vină turiști din Germania, turiști din Franța și foarte mulți turiști cu copii. Anul acesta, vacanțele în străinătate sau pe meleaguri tihnite de la noi au furat din turiștii litoralului. Avem și noi locuri liniștite în Transilvania, în Maramureș, în Bucovina. Să se relaxeze, să se reconecteze cu natura, să asculte păsărelele și numanelele. Sunt foarte mulți români care pleacă în Bulgaria, care pleacă în Grecia, care pleacă în Turcia. 6 din 10 români au stat însă acasă și au petrecut în familie de Paște. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.